De patru ori s-a spus astăzi jur în sala de ședință a Consiliului Județean Maramureș. În ultimele luni, mai mulți consilieri au renunțat la scaunul din forul decizional, iar în locul lor trebuiau numite alte persoane. Mircea Ciocan de la Partidul Ecologist, Cosmin Drulea, Bogdan Tomoiagă și Emil Marinescu de la PSD și-au dat demisia pentru a ocupa alte posturi. În locul acestor aleși județeni i-au validat astăzi pe Călin Ștefan Pop, Sorin Șunea și Florica Roman, supleanți pe lista PSD, precum și pe Ioan Buda, supleant pe lista PR. Au depus astăzi și jurământul în cadrul ședinței ordinare, iar toate proiectele care au fost aprobate au avut și votul lor. Pe ordinea de zi s-au aflat astăzi 15 proiecte și 5 puncte suplimentare. Un lucru important a fost faptul că s-a aprobat repartizarea sumelor din cota de 20% calculate din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură, care necesită cofinanțare locală pe anul 2017.